cum antrenez educația și abilitățile ca să ofer o valoare imensă a acestei situații. Ai 7 de persoane oferă cazare gratis în Antarctica. 28.000 în Africa. Deci, întrebarea mentală. Gândiți-vă. Gândiți-vă la ea pentru că eu mă gândesc și acum și sunt întrebări cu filăroase care de 4 le primeați când erați mici. Și când erați mici, aveați convins că o să faceți în viață. Și acum mulți dintre voi nu mai aveți. Vrem să ne îmbunătățim de la tură la tură. Indoor a fost mult peste ceea ce așteptam. Am avut de învățat. Super tare, cel mai tare bootcamp care a fost. Super. Oamenii au în general învățat foarte multe. Despre dezvoltare personală, despre descoperirea vocației, psihologie, lucruri care o să-i ajute nu câțiva ani, se ajută toată viața. Acum sunt în starea de flow. E o stare care, în care poți să învingi totul. Tocmai am coborât de sus din vârful muntelui. Te-ai medat cu schiurile până acum? Ieri a fost prima oară când am urcat pe schiuri. Ai învățat de la Dodo? Da, Dodo e cel mai bun profesor de schi. Super. Zi-mi impresia ta generală despre bootcamp. Mi-a plăcut extraordinar de mult. A fost una din chestiile cele mai tari pe care le-am făcut vreodată. Condițiile de la cabană, cum se par? Șmechere. Pe românește, nu, e foarte tare, e foarte tare. Okay. Foarte bine, căldură, apă caldă, tot ce trebuie. La indoor, ai ținut ceva? Ce să zic, m-ați făcut să plâng. Asta e o victorie, e să înțeleg, bine, nu? Bine, da. Și să-ți spun ce am învățat de la Dodo. Cine sunt eu? Învingător! Și ce fac eu? Înving! Super, e o experiență grozavă. Am avut una asemănătoare cu altă ocazie și am redescoperit spiritul și aceeași atmosferă și îmi place foarte mult. Foarte fain. A fost multe informații extraordinare. Bootcamp. Super. Te-a plăcut? Foarte tare. Te-ai descurcat? Da. Bravo. Nu mai știu niciodată a fost mai bine. Doar foarte interesant. Impresia ta generală despre bootcamp. A fost una foarte bună. Am învățat foarte dură. A fost super. Adică este super. Super tare, abia aștept să fie următorul, abia aștept să citesc carte. Super tare, distracție, veniți în coace dacă vreți să vă distrați adevărat, să simțiți din plin muntele, straja.